O zi bună, ne întâlnim la un alt antrenament. Trebuie, deci, să ai voință să faci în fiecare zi. Să începe totdeauna cu o încălzire. Și într-un session altul, să dau drumul la încheieturile umărului. Normal să mai înțepănească, nu, cu vârsta. Îi dai drumul, circulă sângele. Circulând sângele, rezolvă probleme, multe probleme de sănătate. Rotiri de cap. Dacă simțiți că amețiți, vă opriți, să nu dați, da? Adică rotire de trunchi. Se face într-un mod prietenos, să fie o atmosferă elegantă. Deci să facă da pentru mâini unici le amulțesc degetele strângi sau e un flexor, este un colocel de cauciuc și îl strângi. Strângi, dai drumul, strângi, dai drumul, să-ți întărești mâinile, să apuci ca lumea, te duci la piață, cari și vă garantez că după o lună de gimnastică ești alt om. Te încarci energetic, fără probleme. Rotire de ochi, în sensul sau aceasonic, în sensul acelui aceasonic sau în sensul trigonometric, privire într-un punct fix, asta este pentru întărirea ochilor, vederii, să poți să vezi, mai ales noaptea mai bine. Deci încerca și cu această metodă. Deci, repet, gimnastica spune sângele în mișcare și automat sângele te tonifiază, să mărește fibra secțiunii transversale. Minim 10 din astea, aici se gura, se oxigenează și face bine la gingii. Deci și ochii, gingiile, și mușchiul, și toate organele ți le pune în funcțiune.
aici alergări pe loc. Genoflexiuni. Eu am făcut antrenament dimineață, nu mai am nevoie să trag. Deci pentru dumneavoastră fac din nou. Genuflexiuni de la 50 până la 100 să faci. Dar bineînțeles, treptat. După 3-4 luni faci 50. Până atunci, 10. Deci, urmă treptat. O să ai febră. A doua zi, o să ai febră, e ceva normal. Nu-ți faci probleme. Gândurile. Sunt unii oameni care, de exemplu, spun că nu au timp. Corect. Eu numesc timp morți că aia când te duci să îți faci piața, de exemplu. Da? Și când te duci să îți faci piața, mai ales la dus, când nu ai greutăți, te antrenezi. Cum? Simplu, numai să vrei. Deci, îți încordezi mușchii de la spate, pectorale și mergi așa pe stradă, încordat. Dacă ai o jumătate de kilometru sau 200 de metri până la piață, te duci 200 de metri așa, mergi alea. Nu se vede nimic, nici vara, când ești într-un, da? Într-un tricou, să nu se vede. Și ce? Până la, deci până la piață, te antrenezi. Te antrenezi mușchiul spatului, bicepsii, nu? Uite-ți. Te antrenezi. Mergi ulea că m-ai împănat așa ca pe unul. Cum ești? Ți le ține mușchiul și ce? Nu e problemă. Așa mergi mai de. Da? Te antrenezi oricând. Deci nu pierzi timpul. Și trebuie să fii pe mușchi, cu minte. Dacă nu, nu prea iese treaba. Dacă faci așa și te gândești la parte, nu este nimic. Acum, când traversezi strada, pe trecerea de pietoni, deci când sunt lucruri periculoase, se rupe filmul, te încadrezi, mintea să fie numai pe trecerea de pietoni. Deci, în zonele periculoase, când traversezi strada, sunt mașini, oprești. Da? Problema asta, numai că ai trecut pe trotuar, mergi și continui, frumos, te plimbi, dus, întors, fără să spui la nimeni, omul râde. Râde că, cine râde? Ăla care nu știe ce-i mișcare, ăla nu știe, care nu știe ce vrei. Deci, totdeauna pe să ții cont și de treaba asta. Respirație abdominală.
Pe urmă, poți să spui și o oglindă mare să îți vezi mușchi lucrând. Da? Deci nu e nicio problemă. Repetăm încă o dată, mușchii există la toată lumea, numai dacă ai lucrat, se numește fibra, secțiunea transversală, fibra mușchiului. Crește secțiunea transversală, când nu mai lucrezi, trece la loc. Deci, mișcarea să nu fie ca un calvar. Acum, mai mă las și eu din cauza bursii mari. Sunt cei tineri care au mobilitate. Da. Eu am făcut lupte greco-romane și trebuia să fii rigid. Mobilitate nu prea am avut, deci nu o să am acum la bătrâni. Dacă vrei să-ți crească mușchiul, îl dă greutate. Dai. Dacă ai, de exemplu, probleme cu picioarele, da? Poți să stai jos pe pat, da? Să nu folosești picioarele și folosești mâinile. Iei gantele în mâini și le dai. Deci există, da? Tot felul de metode. Dar repet, eu nu sunt medic, da? Cei care au probleme cu sănătatea trebuie să aibă avizul medicului. Deci eu știu să mă mișc, să fac mișcare. Asta am învățat toată viața. Dar pentru cei cu probleme de sănătate, numai cu avizul medicului. Orice exercițiu trebuie spus, medicul trebuie să ai încredere în el. De-aia am făcut facultatea, de-aia am învățat, da? Avem medici foarte buni, școala românească este extraordinară în toate domeniile. Așa, să avem și încredere în noi, în oamenii noștri. Și care... Eu, la ora actuală, merg pe menținerea sănătății, deci nu mai fac în stilul cum eram tânăr, făceam mult. De exemplu, făceam cu halter de 60 de kilograme, 30 de tone la un antrenament. O ridicam pe aia de sute de ori, vă dați seama. Acum nu, n-are rost. Menținere. Să te menții, să fii voios toată ziua. Să nu iei medicamente. Pe urmă, repet, să nu se facă antrenament, să nu se fumeze înainte de antrenament, sau să bea cafea, sau să bea un șpriț, sau alcool, indiferent. Deci astea sunt interzise. După, poți, dar fumatul te distruge. E bine să fumatul și băutul. E bine să uiți de el. Nici cafeaua nu e bună. Mănâncă calciu. Da. Deci repetăm. Așa se merge. Ca să te antrenezi când mergi.
vă mai dau. Da? Și, de exemplu, să te antrenezi mental. Da? Dar urmează filmul următor. Adică, dacă n-ai numai dreptul să faci niciun efort fizic, da? Deci nu trebuie să-ți pară rău, te agăzi de viață că e frumoasă, stai la orizontală în pat, sau așa cum stau eu, și mă gândesc cum ridic o halteră de 100 de kilograme. Fac 10 bucăți sau 5 bucăți, 10, 15, până ajung la 100. O să spuneți, asta este o aberație. Pentru clasici, pentru oamenii mai necitiți. Există la noi, în regimul trecut, antrenamentul federal Lazar Baroga, antrenorul federal de haltere, care făcea aceste exerciții mentale de ridicare a greutății. Deci, la fel faci și cu gantea, la fel faci și genuflexiune, mental. Bineînțeles, nu are efectul care atunci când pui fizic, dar decât să nu faci deloc, faci asta, ți întărește mintea, da? Automat se îmbunătățește, adică un 10-20% contează. Și mentalul, să-l folosești. Da? Nu-l folosești, e problema ta. Deci, da? Nu intru în polemici cu, da? Eu fac asta de peste o jumătate de secol, dă randament, e garantat. Da? Deci nu-i problemă. Deci, ca începător, e ușor, fără bruște, viteză mică și după o lună, două, mărești ritmul și în funcție de orgasmul tău.
Apropo de asta, un chirurg, un medic chirurg bun, da? Ce face? Înainte de a opera un om mental, face operația în cap de 30-40 de ori, pe urmă când se duce, merge ceas. Mă refer la cei mai buni, la elita mondială, nu la clasici. Clasicii nu mă interesează. Metoda clasică e terminată. Vin altele treabă, alte probleme. Vă mai spun, vă dau mai multe metode, fiecare câte ședință, la fiecare ședință, da? Pentru ochi, o să-mi iau și niște flexoare, niște extensoare, o să mai îmbunătățesc garderoba pentru a vă arăta. Eu pentru mine am exercițiile mele, ați văzut, nu mai fac de lupte sau de box, că în fața dumneavoastră pare nu știu cum. Da, puteți, ați văzut, făcut, puteți să faceți dumneavoastră, să simulați, că e bine. E tot așa. Bună? Nu? Vom uita și pe YouTube că sunt antrenor de box care explică, da? La gardă cum s-o ții, cum să dai pumnul sau înșurubesc, care forța mai mare pentru apărare. Trebuie mai ales bătrânii pentru apărarea lor trebuie să pregătesc pentru orice. Vă mulțumesc! Doamne ajută!